Pues se fez. Mamă, cum au venit ăia mine, frate, ești nebun la cap. Vine Bugatti după mine, băi, țineți-vă bine, garda e în spatele tău, bagă melodia aia. Ai grijă, garda e în spatele tău. Atenție, garda e în spatele tău. Bă, dar iar le-am dat fumă de s-au speriat de mine. Sau vor să-mi facă ăștia? Vor să mă, ăștia plănuiesc să-mi facă ceva, băieți. Ăștia plănuiesc să mă, să-mi facă ceva. Uite. A, nu, e poliția. Ăștia plănuiesc să-mi facă ceva. Fiți atenți, dacă... Ai apărut tu așa din ceață, în pana mea. De fapt, am scăpat de aici, nebun la cap. S-au făcut băieți cu minți. Aolo! Băi, ați văzut pe aia, mă, că erau să intre mine? Bă! Cum am dat nas în nas cu ei, mă? Ai grijă, garda e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că iese rău. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu mai foc la tine, te rog să te dai jos. Garda e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că iese rău. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu mai foc la tine, te rog să te... Stai să opresc asta. Uitați-l pe poliție. Aolo. M-am pușcat direct, mâinile sus, afară din tufiș, mâinile sus, afară din tufiș. Ce e afară, domne, dacă m-ați împușcat, domne, ce afară? Unde e, domne, unde e? A, domne, te vedeți, domne, dacă tot fugiți de noi? Ai umblat la setări, că nu se vede ca înainte? Băi, habar n-am dacă am umblat la setări. S-ar putea să se vadă de când mi-am schimbat placa video, că... Ia pune-l colegul jos să văd ce pot să-i fac lui domnul, să-i dau cu puțină apă. Ia să vedem. Cred că am umblat la setări, sau au film umblat, nu știu, cred că sunt toate maxime. Domnule, ne auziți? Mai sunt, domnule, sunt. Aolo. Ce ați făcut, domnule? De ce ați fugit de noi? Păi de asta nu știu de ce am oprit, domne, nu mai bine fugeam eu cu mașina și nu mă mai prindeați niciodată. Ba da, domnule, vă prindeam că s-a stricat mașina. După cum vedeți, mașina dumneavoastră e stricată. Păi da, domne, dar are buton de auto repair, că e model 2009. Domnilor, îmi puteți da și mie să mă ajutați și pe mine că s-a stricat motorul. Ce fac, ce vom doresc? Mai jos mă la aici. Da, domne, dar de ce nu l-ați făcut? Ce-a făcut, domnule? N-am făcut nimic, ca domnilor. Domne, pun talibanii din Cugir pe voi, domnule, să moară Bibi de vomit. Ce faci tu, mă? Pe talibanii din Cugir, domnule. Vedeți că ăsta e la... Cum mă cheamă? E perversul de pe Târg Ogna ăla. Mă lăsați, domnule, că pun talibanii pe voi, domnule. Domnule, cine mă ia în brațe aici, că mi-e frică să sar? Mă duc eu să iau vânt și apărind. Hai, că vă iau eu acum, ce v-am spus, domnule, să stați liniștiți? Era salunec, domnule, era salunec. Arș. Domnule, că am eu grijă de dumneavoastră, vă iau eu în brațe, că... Nu, domne, că mă sui în mașină, nu mă luați în brațe, alu. Nu, domnule, hai venit. Stai cu minte. Stați, domne, să vă ia în brațe. Cum, domne, să mă ia în brațe? Toți. Păi, chemați o mașină atunci, domne, nu mă luați așa, domne, chemați o mașină, alu. Păi n-avem, domnule, tocmai asta e problema. Colegii sunt plecați în misiune specială și... Păi da, domne, dar unul se ducea după ăsta, venea cu un coleg sau ceva.
N-avem, domnule, n-avem. Și mașina mea, nu ia nimeni de acolo, putea să ia un din să vină, o să o aduc, o l-ați lăsat acolo pe autostradă. O să o las pe drept. Mamă, ia uite-mă la el, ia uite-mă. Bă, cum e trei, stai mă la un loc. Aoleu, că eu cu asta am sunat domnul la rampă și o să vină să vă ridice. Să o găsesc aici, în față, când ies de la pușcăre, dacă nu vă dau în judecată pe amândoi. Dacă da, mai ieșiți? Da. Vedeți că mașina e cât sediul vostru. Păi de ce să nu ies, domnule, de ce să nu ies? Am fugit și eu un pic și gata, m-ați împușcat pe loc, așa, și acum îmi spuneți dacă nu ies. Ați ai dreptul de apoi. Nu v-am pușcat, domnule, că nu v-am pușcat nimic. Cum nu? Acum au dat și la întorc, mă, ăsta m-am pușcat, colegul tău. Nu, domnule. Nu pe drecu. Nu v-am pușcat nimeni, nu domnule, pe drecu. Doar că nu știu. Și aici am piept, ce-am, aici am piept, ce-am, ce-am aici am piept. Te-ați căzut, v-a lovit mașina mai devreme, domnule, când ați încercat să fugi. Să nu cad în tine, azi știi ce zic? Nu, nu, nu. Ce ciudat! A fost failure. Păi bă, eu nu sunt cu failure pe Costea, mă băieță, adică eu niciodată nu o să zic failure. Păi dacă se întâmplă, se întâmplă. Știi unde mergem? Jos. Unde jos, domnule, aici? Ați mai fost pe la noi? Nu, nu, vedeți după mine. Păi stați, domnule, că eu... Sunteți amândoi la fel, nu știu, cu dumneavoastră? Da, domnule. Ăsta de aici, după uși. Ați mai fost pe la noi sau? N-am mai fost, domne, că e prima dată când vin în oraș, că mi-am deschis și eu aici o firmă. Ok, domne, ok. Veniți după mine. Domne, am dreptul la un avocat, domne. Cu fața la... Domne. Panoul ăla. Gata, domne, sunt cu fața la panou. O mică poză pentru dosare. Cu fața la mine, vă rog. Hai să ne uităm și noi, domnul. Da, da. Păi a zis cu fața la panou. Da, domne, am terminat poza cu spatele, acum o poză cu fața. Așa, păi nu da, sunt, domne, cu fața. Da, da. Cu fața la mine. Cu fața la el, domne. Dar nu în obiectiv, mai pe la panou acolo. Așa, domnul? Așa. Da. Și una din profil. Da. Poate. Vrei să faceți de profil poză sau ce? Da, și una de profil, așa, mai în profil. A, am înțeles, din profil. Așa. Sunt arestat, băieți, mă mănâncă ăștia. Mănâncă brașii. Aoleo! Aoleo! Unde ți-ai intrat? Aoleo, doamne, cine fă aici? Ajutor! Voi ce aveți, mă? Ești afară, n-ai băie. Domnul ăsta, ăsta a licinat aici, domnul! Domnul! Ia ziceți, domnul. Ei mi-a venit cățelușul. Așa, am terminat și cu dosarul. Gigel, vin aici! Domne, vreau să-mi chem avocatul, gata, vreau să-mi chem avocatul. Domne, vorbește, lăsați vin aici! Jos avocat! Nu, 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 nu! Jos avocat, domnul! Eu sunt avocat, domnule. Fă roleplay cu Venom? Cine-i Venom? Dacă nu, t-așteamă și pe tine. Ia-mă și pe mine, domnule, măcar am un coleg. Ia-mă și pe... King, mersi de subscribe. Crazy, mersi de subscribe. Nu știu unde-i Moldomo, băiețul. Avea și el treabă. Dai no clip, te rog, cum o să dau no clip? În primul rând să legă la mână, dar ăsta nu e Yoda să... La ba la portocala, ești Gheorghiță la portiță, că te așteaptă Talion, Talion fecior de domn, cu cai împăratului și cu ușa satului. Aici, e închisă, domnule. Stați o secundă, deschide. Te după ce o deschide, zic nu, 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 asta. Asta, domne, că e mai la margine. Poți să intru în asta? Parcă nu era asta. Păi da, da, aia nu, e... Nu, e stricată ușa, e blocată ușa la celul asta. Domne, eu vreau în asta dacă a spus... Acolo, adică... A spus domnul să-mi aleg acum...
Șoareci, da, prietenii mei. E blocată ușa. E blocată. Șoareci, e prietenii mei, cum se spune, domnule, viața e greu. Bine, domnule, intru unde vrei. Da, să aducem șoarecii de acolo, ți-i aducem aici. Intru unde vrei, dacă vrei să mă băgați aici. Acum pot să sun și eu la avocat? Lăs-mă așa, așa. Joci cu Jedi? Caută pe internet Venom. Ah, Venom, am înțeles. Venom e ăla din un fel de din Spider-Man, am înțeles. Domnul, vreau să sun la avocat, să vină avocatul meu. Sunați, domne. Dați-o, vă dau cu tăjile. Bă, m-ați nebunit cu God Life-ul, mă, băieți. Mă întoarceți cu spate. Gata, domne. Aveți 5 minute la dispoziție. Bă, pe cine să sun, mă, și eu să vină să mă scoate de aici, că nu cunosc pe nimeni în pana mea. Pe cine să sun? Fii atent că o sun pe Ioana. Să vedem dacă răspunde. Nu cred că răspunde. Ioana a refuzat, am înțeles. Când e de greu, mă refuză, am înțeles. Hai să vedem pe altcineva. Pe cine, mă, băieți, să sun și eu, mă, băieți, ajutați-mă voi, spuneți-mi pe cine să sun. Așa că nicăieri nu a apărut în chat avocaton. Băieți, păci, au, l-am sunat, păi, pe ăsta l-am sunat, gata, ăsta mă sunat. L-am sunat random, înseamnă că așa vrea soarta să fie. Deci asta e soarta. A, am înțeles, nu vrea nici ăsta să vorbească cu mine. Bă, de unde să-l sun pe Moldova, că nici n-am numărul lui să-l sun, că-l sunam de acasă. Pavel Constantin, fii atent, pe Pavel Constantin îl știu. Fii atent că ăsta vine să mă salveze. Fii atent că îi zic acum, Pavele, te-ai dat naibii. Răspunde, Pavele, răspunde, Pavele! Nu vreau, mă, să răspund. Toți avocații mă refuză. Le-ai moma în cur de avocații. E un țițișor, ăsta e. Hai, țițișoare, tu mă salvezi. Ioane! Bă, Ioane, ăi! Țițișor! Fii atent că, uite, scrie unul acolo, suprem, în chat, și că e avocat. Domne, ați dat ori 3 sau 4 telefoane mai. Domne, stați, domne, mai dau unul și gata. Vă rog frumos. Te refuză toți, mă, eu îi sunt, bă, dar cred că e stricat ăsta, mă. Ia, mă, să vedem. Că sunt pe Alex, boss. Alo, domnul avocat. M-auziți? Alo, domnul avocat. Nici la asta nu merge, frate. Radu Gamer, fii atent, Radu Gamer. Domnule, ați sunat la avocat? Domne, acum, domne, stați-mă un pic, domne, că e plecat cu nevastă sa. Mă încerc o dată. Domne, m-auziți? Nu merge, frate, dar veniți voi la secție, mă, dacă sunteți pe aici, frate, că nu merge ăsta să sun player, nu știu. Domne, am sunat și vin, domne, și vedeți, aveți grijă că n-am sunat la un avocat, vin 6 avocați. Cel puțin 6 mi-au promis că vezi că vin, te scot de acolo și te ierc cu poliția pe jos. Cum a vin, domne, avocați? Am spus? Să așteptăm un pic, să-i așteptăm, vă rog frumos. Bine, domne, așteptam. Tu ești avocat îmbrăcat așa? Da, eu sunt super chiloțel, domnul, avocatul, nu, domnul. Avocatul domnului! Cați! Suntem domnul! Vreau să-mi iau doar hainele! Hai, au venit avocat! Suntem domnul avocat! Șeful, câți cu avocați are domnul? De nu, salut! Eu îl știu pe domnul, a venit! Domnul, domnilor, dacă vă mai dați în celul de afară aiurea, o să vă bag pe toți la închisoare, nu mă interesează ce să fie. Eu sunt domnul! Afară acum toți! Liniște! Ia auză, eu! Doamne, sunați-l pe Mușatescu! Liniște! Mușatescu! Au venit avocații, forță! Așa! Ieșiți acolo toți avocații!
Mergeți acolo haideți. Toți avocații pe rând. Unde, domnule? Haide, domne! Unde mergem? Afară. Sus, afară. De ce afară, domnule? Sus, comentezi? Care e ăla care e asta? Care e ăla? Hai, colegii, sus! Hai, lasă-i pe ăștia că ăștia... N-au mai avut avocați. Da? Las colegul, că mă ocup eu de ei acum. Top de ieri, bă, avocatul, dar nu mai lăsă. V-am speriat de avocații mei, domnilor. V-am spus că am brigadă. Ele-s avocați, doamne, sau măscărici? Ele erau avocați, mă? Domne, unul mai bun ca celălalt. Erau măscărici. Poate la un loc îți fac și eu un avocat bun, nu? Toți la un loc. Poate unul prost, depinde. Taci, mă, purcule. Deci mai băgăm acolo 5 luni, nu? Domne, să vin avocați aici că vor să mă salveze. Nu mă face să chem brigada aici, că dacă intră brigada aici e pericol. Domne, dar poate știu și eu ce ați făcut. Ce brigadă, domne, ne-a amenințat sau ce? Nu, domne, când mă refer la brigadă, mă refer la SWAT, să vină băieții de la SWAT, că sunt prieteni cu ei. Să ai poftă, Marius, mersi frumos. Bravo, vrem să vorbim cu clientul nostru, domnule. Domnule, v-am zis că vin cu talibanii din Cugir. Are să zic plecare, deja se ne vorbim. Băi, sunați și voi la avocatul vostru. Eu, hai că eu ok. Aveți 20 de avocat. Dar ce ați făcut, domnul? Hai te tutu, că n-am făcut... Domnul, n-am făcut nimic! Domnul, n-am făcut nimic! Nu mă pere mine, promosate. Asta chiar avem. Haideți, domne, că plec, am vorbit cu clientul meu. Am vorbit cu clientul meu, cat. Da? Da, domne. Ok. Poți să mă duc sus sau să aștept sus sau... Aștept sus, domne, principal. Băi, ți-a mai împodobit cineva bradul până acum? N-ai primit niciun apel, dar cine ai primit? A mai împodobit cineva bradul până acum? Adică are cineva bradul gata de Crăciun? Al meu e gata, ia uitați-l. Mi-a zis că să vin aici. Haide sus! Domne, e furțeanu. Domnule, eu sunt avocatul lui. Domnul mi-a răspuns să stau aici. Da, eu, nu, da. Avocatul lui. Adică, uite, mai sunt care au bradul făcut, nu sunt doar noi primii care am spart gheața de 1 decembrie. Restul au avut. Puteți să mă percheziționați, domne. Hai, du-te sus odată. Păi dacă prinde lumea în oraș, luminițele aprindem și noi acasă. Mâine îl împodobesc, hai. Bă, dar acum veniți toți, mă? Domnul sergent major, domnul cu gămălie. Spune, domnul. Deci, domnul, eu am o mașină foarte puternică, domnule. Este vorba de un Bugatti Divo. Este o mașină furță. Și... dânsii de la poliție... au vrut să facem o întrecere așa, mai ilegală, să spun. Și eu m-am speriat un pic când i-am văzut în spatele meu și am accelerat. Și apoi am văzut că mi-au tras în mașină și mașina s-a stricat. Mi-a fost frică să rămân acolo, că nu i-am mai văzut și am dat să fug și m-am ascuns într-un tufiș. Și cum stăteam eu acolo în tufiș și a venit un polițist, m-am pușcat direct. BUM! Și după aia îmi zicea, ieși afară. Nu, domne. După ce m-am pușcat îmi zicea, ieși afară, domnule, ieși afară. Ce să mai zic, domnule, că eu eram plin de sânge acolo. Obiectez. Deci domnul era dat în urmărire generală. Și domne, mă confundați, domnule, mă confundați. Nu, domne, nu vă confund. Dumneavoastră de fiecare dată când vă urmăream, vă duceți pe autostradă dinspre medic. Dinspre spital, pardon. O să clarificăm, o să fiți închis preventiv peste noapte la noi aici și după dimineață o să verificăm ce asta. Puteți să verificați camerele de pe mașină. Hai, sigur, o să verific. Până atunci o să fiți transferat într-o închisare până dimineață până. Domnule, ce a spus? Mă eram îngândurat, mă iertați. O să fiți transferat la închisoare până dimineață. Domnule, sper că nu stau mult acolo. Nu, domnule, stați liniștit. O să stați până dimineață doar. Și nu se ia nimeni de mine acolo, că chem brigada dacă e. Nu. Ce brigada, domne, ia spune ce brigada. Domne, vreți să-i vedeți, domne, dacă dau un telefon...
Se spere lumea. Eu zic să lăsăm așa, că după aia intrați în panică. Ce zic să-i chem? Ia, ulo. Domne, vrei să-i chem aici? Nu m-a fost să dau și un telefon. Dar nu m-a fost să dau și un telefon. Fii atent că-i chem. Bă, băieți, care sunteți pe live acum, toți să vin aici în închisoare, frate. Eu dau și anunț. Mă, doamne, ce facem? Vorbiți cu mine sau... Ați musit. Poate să-i emoționat. Șeful. Stați, domne, să dau un telefon. Chiar eu ziceam să-l sun pe... Ia uitați, băieții s-au căcat pe ei deja. Desigur. Haideți, domnule, haideți să mergem sus de aici, domnule. Gata, domnule, am ajuns! Ce, mă? Tu vrei, tu ești la șmecheră? Domnule, ajutor! El m-a sunat, am dovezi! Domnule, ajutor! O să aleg din tăi, domnule, care uite-te că plânge aici. Domnule, chiar m-a sunat el! Nu mai știu, are domnule. Și plânge de maică să... Băi, Kelly, așa ești tu, mă? Credeam că ești bărbat. Bă! Lăsați-mă acum în pace de nu pun capul mafie pe voi, cum a zis și domnul în anunț. Pun capul mafie. Nu, gata, șeful! Bă, ajutor! Domnul, mergem sus, domnul. Da, haideți sus, domnul. Haide, stai tu aici, ce-o, și noi mergem sus, e? Bă, ajută-mă și pe mine, că vreau și eu să te rog eu! A ieșit, mă, nu i-a dat închisor. Mitică! Afară! Nu ca afară! Mitică! Unde-i, bă, Mitică, bă? Toată țara aici. Mamă, ce soat sunt pe aici, uite-l pe ăsta cum stă, frate, de la soate, ești nebun? Nu e viața mea, ce faci, viața mea? Ce aveți, domnilor, cu Mitică? Na, cine-i Mitică, bă? Mitică, ești bine? Hai, bă, înțeleg că e Mitică aici, bă. Vă pupă, Abi, talent. Mitică. Botoșel, salut, Ticule. Abi, ai parfum Dior? Bă, unde ești, mă? Am parfum de Dior, nu Dior. Abi, vrei să vii la convoi? La ce ori e convoiul, Botoșel? N-am instalat ele, frate, nu mi-am mult să le instalez, da. Dar când e convoiul? La ce ori faceți convoiul? Ia, care e? Hai, vină să facem afaceri. Botoșel. Abi, vino mai aici să facem afaceri. Zi, șeful. Hai că... Hai să-mi cânt și mie, colegul, mai. Lasă-l, colegul. Hai că vă cânt. Nu, lasă-l să... Hai, colegul, că vreau să cumpăr și eu de la el. Da, spune, domne, unde-i trupa aia? La 20 ne parcăm. Grădinița aia. Când tot nu văd nimic. Trebuie să instalez și eu ăla. Nici multiplayer-ul nu l-am. Păi o să opresc live-ul ăsta, cred că pe la 7. Și apoi mai facem, dar cât durează Botoșel? Doamne, mai auziți sau ați râzit așa pe mână? Domne, stați, domne, că sunt foarte îngândurat, spuneți, că sunt panicat așa, nu știu. Mai vine trupa aia de băieți de grădiniță sau ce fac? Eu stai? Domne, am glumit, domnule, am glumit. De ce? Domne, asta e reală insigna? Nu, doamne, de la pufuleț am câștigat tot, ce crezi? Eu cred că e reală. Aolo, ce deștept ești. Aolo. Hai, pleacă, nu vreau să te mai văd. Am fugit. Am scăpat, băieți, mi-au dat drum. Scoatem din nou mașina asta noastră, Bugatti Divo. Bă, dar iară nu e... Trebuia să o bag, mă, iară nu s-a...